să ne spuneți și unde este situația cea mai gravă în ceea ce privește căldura din saloane. În situația în care sistemul de climatizare din spital nu funcționează, situația cea mai grea apare la etajele superioare, la etajul 5, unde avem secția de pediatrie, înregistrăm și temperaturile cele mai înalte. Cumva pe sectorul estic al etajelor al spitalului, soarele bate mai mult timp în cursul zilei și avem o mică diferență de căldură și între saloanele din spital. O altă curbă pe care o sezizăm este că dimineața temperatura este cât de cât suportabilă, după ce peste noapte cu ferestrele deschise beneficiem de aerul rece de afară, dar această temperatură crește și valori de 34-35 de grade avem în cursul serii, în jurul orelor 20. Ce înseamnă pentru un pacient să suporte și căldura pe lângă? Atât pacientul este deja expus unui risc de agravare a propriei patologii, în afară de disconfortul substanțial pe care îl percepe, dar în foarte mare măsură riscurile apar și pentru personal. Nici oamenii noștri nu sunt de toți 100% sănătoși sau tineri și mulți dintre membrii personalului nostru, pacienți la rândul lor de diferite afecțiuni, resimt această temperatură ridicată în condițiile în care au de muncit, în condițiile în care medicii noștri au de efectuat câte 30 de ore de serviciu continuu în această atmosferă. Și de aici lucrurile arată că sunt în egală măsură necorespunzătoare atât pentru pacienți cât și pentru personal. Practic, sistemul există, sistemul de ventilație. Este, da, numai la acestui contract pe fonduri de finanțare s-au făcut lucruri absolut uimitoare și, în sensul bun al cuvântului, s-au investit foarte mulți bani europeni și s-au construit aceste facilități pe care le avem. Avem celule fotovoltaice pe acoperiș, un acoperiș schimbat nou, avem stația de colectare a acestui curent electric, avem rețeaua de distribuție, avem aparatele pentru climatizare în saloane și cu frustrarea că le privim, dar ele nu ne ajută niciun fel, că sunt poziționate pe pereți. Și ce se poate face pentru pacienți? Cum reușiți să-i face să suporte mai ușor? Deși am înțeles că a fost suspendat sau reziliat contractul dintre constructori și primărie, încă sperăm că la acest nivel se va găsi o punte de dialog și constructorul să poată să se reîntoarcă și să facă aceste conexiuni de branșare și dare în folosința sistemului de climatizare. Altfel, noi am achiziționat dozatoare, filtre de apă cu proprietăți atât de filtrare cât și de răcire și le-am amplasat în etaje pe secții, cât și în alte zone aglomerate, ambulatorii de specialitate, zona de primiri, urgențe. Am achiziționat apă pentru personal, dar sunt măsuri minimale. Nu putem folosi ventilatoare, odată pentru că nu au niciun fel de eficiență la aceste temperaturi, dar în primul rând pentru că legislația ne împiedică să le utilizăm, ventilatoarele putând să mobilizeze germe și să contribuie la transmiterea de afecțiuni de la un pacient la altul.